Rețelele noi de canalizare realizate pe fonduri europene în cartierele Bălcescu și Petru Rareș sunt funcționale, fiind racordate la stație de epurare a municipiului, iar în perioada următoare vor demara noi lucrări, inclusiv pe conductele de apă. De asemenea, și sistemul de canalizare și apă vor începe lucrări noi în maxim 10 zile, în aleea Iasomiei, în mai multe străzi pe care noi le-am solicitat apa servului. În aleea Iasomiei avem o canalizare de circa 250 de metri care o așteaptă de mult acolo cetățenii, în Dr. Ghelertă, rețeaua de apă, în Petrodava, rețeaua de apă, în aleea Revoluției, rețeaua de apă. Intrăm cu ele în această primăvară la lucru. Deci lucrările încep, zic eu, undeva între 25 și 30 aprilie. La solicitarea cetățenilor, conducerea primăriei Roman spune că până la finele lunii se vor demara lucrări pe infrastructura de apă și canalizare în mai multe zone ale orașului. Lucrările sunt estimate a demara în perioada 25-30 aprilie pe baza unui plan pe care conducerea primăriei l-a stabilit cu reprezentanții APA Serv.